Decizia de a nu mai continua alături de Politehnica Iași, pe care antrenorul Tony da Silva a luat-o miercuri după amiază, a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe cei din conducerea clubului. El a luat decizia după insuccesul ăsta cu Hermannstadt, Tony a avut susținerea mea, nu o spun doar declarativ, eu chiar am insistat să continuăm, el a insistat însă că trebuie să plece. Eu vreau să-i mulțumesc public pentru că până la urmă a reușit să salveze echipa de la retrogradare, au fost totuși niște meciuri și rezultate bune cu Dinamo, cu FCSB, dar știm cu toții cum este fotbalul, noi chiar am insistat să rămână, nu suntem pregătiți și nu avem nicio variantă de înlocuire, a declarat Cornel Schweit. Secunzii din staful lui Tony Da Silva vor mai continua câteva zile alături de Poliaș pentru a asigura interimatul până la găsirea unei soluții. L-am rugat pe Tony doar ca doi din secunzii săi, respectiv Rui Miguel Fernandez, Teixeira Maceado și Jao Miguel Alfonso Fernandez să continue două zile antrenamentele. O să analizez foarte bine și vom lua decizia cea mai bună pentru club și echipă. Nu mă voi grăbi, dar trebuie să aducem pe cineva de urgență. Nu are rost să discutăm despre retrogradare din Etapa a șaptea. Noi vrem să rămânem în prima ligă. Deocamdată nu mai vine niciun jucător. A completat Cornel Schweizer pentru Fanatic. Tony da Silva a fost instalat pe banca tehnică a celor de la Polia și la începutul lunii aprilie și a reușit să salveze gruparea alb-albastră de la retrogradare în sezonul trecut. După cele 16 prezențe adunate pe banca moldovenilor, Tony a înregistrat 6 victorii, 2 remize și 8 înfrângeri.